Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. În această seară vom discuta despre un subiect foarte interesant, intens dezbătut pe toate canalele media, cu probleme, unii din pasiune, alții nevoiți. Vom discuta în această seară, doamnelor și domnilor, despre vânătoare, despre pescuit, despre ceea ce înseamnă să fii cu adevărat un vânător, în adevăratul sens al cuvântului, dar și un pescar. Despre această pasiune care poate fi costisitoare, dar care pentru mulți reprezintă, nici nu știu cum să o numesc, că nu contează câți bani investesc, pentru că este o pasiune în adevăratul sens al cuvântului, și despre multe alte chestiuni legate de această activitate foarte interesantă. Vom vorbi în această oră cu directorul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Selaj, domnul Cristian Crișan. Bună seara, bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Domnul director, am spus bine, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Da. Bun, înainte să discutăm despre vânat, despre pescuit, aș vrea să povestim puțin despre această instituție pe care dumneavoastră o coordonați de ceva vreme, să înțeleagă și telespectatorii noștri cu ce se ocupă această asociație practic. Ea, nu știu, vizează, supervizează? Da. Deci, AJPS Selaj, ca să numim mai scurt de acum înainte, deci se axează pe două activități, hotele de vânătoare și hotele de pescuit. Pe linie de vânătoare, ca să structurez așa mai succint cele două activități, AJPS Selaj gospodărește din punct de vedere cinegetic o suprafață de 220.000 de hectare din județul Selaj. Această suprafață este alcătuită din zona de munte, partea de la Filul de Sus în partea aia, Filul de Mișloc, zona de dealuri, zona de câmpie. Ce pot să mai spun? Se eliberează autorizația? Activitatea de vânătoare se axează prin activitatea a trei filiale. O filială care este la Zalău, unde sunt 9 fonduri de vânătoare, o filială la Jibou, unde sunt 6 fonduri de vânătoare, și o filială la Șimleu, unde sunt 4 fonduri de vânătoare. Deci total 19 fonduri de vânătoare, care în total însumează, după cum am spus, 220.000 de hectare. În acest moment, AJPS Selaj, fiind cel mai mare gestionar al fondului de vânătoare din acest județ. Să facem precizarea că această asociație este una de stat, nu este privată. Da, nu este o asociație privată, este cea mai rămas din fosta asociație de stat, deci înainte erau mai multe fonduri de vânătoare, la actuală sunt numai 19 fonduri. La ultimele licitate și atribuiri au și alte asociații private, au preluat din fondurile care le-am gospodărit noi, dar oricum s-a rămas la nivelul de 220.000 de hectare, 19 fonduri, aproape 70% din total fonduri de vânătoare din Selaj. Ce pot să mai spun? Pentru că la noi, în asociația noastră, se asigură vânătoarea, se tăie de vânătoare pentru aproximativ 700 de vânători, care vânează în condițiile legii pe cele 19 fonduri ale filialei de vânătoare de la Zalău, de la Jibou și de la Șimleu. Ca specii principale de vânat de interes cinegetic vânătoresc, putem să amintim cerbul comun, căpriorul, mistrețul, iepurele, potârnichea, fazanul, rața sau sălbatică și alte specii de dăunători cu păr și pene la care noi avem în fiecare an o cotă de recoltă. Ca și activitate, ne bazăm pe ocrotirea, în primul rând, a vânatului. El se recoltează doar în anumite cote care sunt bine stabilite prin niște formule matematice, funcție de valoare care se face în fiecare an. Este niște formule de calcul prin care rezultă cota efectivă care o se poate face. Deci această cotă nu se poate depăși la nicio specie. Da, vreau să fac o remarcă. Am participat la o vânătoare, o singură dată a fost o vânătoare la care am participat. La Valea Hrăia. Exact. Unde a fost și noastră acolo și da. Mulți vânători. Ceea ce, eu nu sunt cunoscător, nu am această pasiune, cine știe, poate că în timp, oricum viața este foarte schimbătoare, dar ce mi s-a tras și a fost foarte frumos, la începutul partidei de vânătoare, s-a făcut un instructaj în care s-a specificat foarte clar. Nu se vânează scurafă cu pui, nu se vânează... Asta mi-a plăcut. Da, deci, repet, sunt un necunoscător, din afară spun chestia asta. Am înțeles. Deci, este chiar obligatoriu.
la începutul fiecare acțiuni de vânătoare care se desfășoară în teren. Deci este obligatoriu ca acel organizator de vânătoare să facă instructajul de protecție a muncii, prin care sunt o serie de reguli care trebuie respectate, să nu ieși din standuri, să nu consumi alcool, să nu se facă vânătoare pe timp de furtună, de vânt, să nu tragi cu arma sub unghiul de 45 de grade și unele îndrumări care, așa cum a spus și dumneavoastră acolo și ați văzut, că se evite a se pușca scroafa cu purcei, deoarece ea asigură perpetuarea speciei și alte reguli care sunt în aceste acțiuni de vânătoare, fără respectarea acestor reguli, să știți că nu se poate desfășura în mod corect o acțiune de vânătoare. Mie mi s-a părut acea parte foarte serioasă. Toți stăteau și am văzut acolo și au zis că sunt vânători cu experiență, pasionați, cu mulți bani. Mă rog, nu asta e important. Da. Ideea este că toți au ascultat acea parte și au luat-o cât se poate de serios. Deci ați văzut, stăteam frumos, încolonați 40-50 de oameni și organizatorul de vânătoare, respectiv domnul Martin, pe vremea aceea, a făcut instructajul exact cum trebuie să facă în asemenea situații. Ce vreau să mai spun în legătură cu o tăie de vânătoare este că din numărul de exemplare care se evaluează fiecare an, numai o mică parte, o foarte mică parte, ea ajunge cotă de recolt. Această cotă de recolt este aprobată de către Ministerul Mediului și Pădurilor prin Direcția de Cinegetică și Vânătoare. Ea se comunică, ea, încă am mai repetat toate, nu are voie să fie depășită. Dar, ca să vă dau niște exemple, să vedeți cam cât este cota din numărul exemplarilor care se evaluează an de an. De exemplu, la CERB, vă dau acum niște cifre din sezonul de vânătoare 2012-2013 care s-a încheiat, urmând ca acum noi suntem în sezonul de vânătoare 2013-2014. De exemplu, la CERB Combun, din 67 de exemplare care sunt, populația de 67 de exemplare care sunt pe cele 19 fonduri, cota de recoltă a fost 2. Două exemplare. Din care s-a recoltat 1. La Căprior, din 2448 de exemplare, cota de recoltă a fost 117, din care s-a recoltat 116. Deci undeva sub 10% din numărul exemplarilor, cota este undeva sub 10%. Și această cotă trebuie să o îndeplinești, deoarece faci o selecție a exemplarilor, fără de care specia ar intra în regresie. Bine, există și o selecție intra-specie, dar există și o selecție care se face prin vânătoare, prin recoltarea exemplarilor bolnave, bătrâne, degenerate și promovarea exemplarilor care sunt tinere, viguroase, cu un trofeu care să atragă în viitor vânătorii din România sau românătorii din alte țări care... O să vă întreb la un dat și despre trofee, că știu că au fost niște trofee importante, indiferent că vorbim de pescuit sau de vânat în ultimii ani. Bun, vreau să discutăm puțin, domnule director, la această parte de prezentare și despre pescuit. Aveți în administrare, nu știu, lacul Vârșulț, care vă sunt? Deci, AJPS-ul a participat la o licitație în anul 2011 la Timișoara, la AMPA Timișoara, Agenția Națională pentru Pescuit și Avăcultură, și a preluat gestionarea celor 13 fonduri piscicole din Sălaj. Acum, nu se vede și pe toate, dar prin cele mai importante fonduri piscicole sunt barajul de la Vârșolț, este barajul de la Sălățig, sunt cursul de apă de la Someș, Valea Crasnei, Valea Sălajului, Valea Barcăului, deci cam toate cursurile de apă unde există faună piscicolă. Bineînțeles, activitatea cea mai importantă din punct de vedere a pescuitului desfășurăm barajul de la Vârșolț, unde vreau să vă spun că are un luciu de apă de aproximativ 460 de hectare de luciu de apă și din punct de vedere a pistei de concurs, care pe o lungime de 2 km și 400 este considerată cea mai omogenă pistă de concurs din țară și după unii autori chiar din sud-estul Europei. Vreau să rămânem puțin la partea asta. Ca jurnalist mi-ați aruncat mingea la fileu. Ce înseamnă asta, ce spuneți dumneavoastră? Adică aici se pot organiza concursuri naționale, internaționale? Da. Deși anul ăsta s-au organizat aproape 10 concursuri, dacă nu mă înșel, urmând să mai fi organizat încă unul în septembrie.
Concursurile se organizează de către filiala asta de vânătoare și pescuit, cum a spus, are 3 cluburi de vânătoare și are 2 cluburi de pescuit. Clubul de pescuit și două cluburi de pescuit sunt coordonate de către doamna Vera Ispas, care este vicepreședinta Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor. Domnul Dinu Iancu Sărăjanu este președintele asociației, iar doamna Veronica Ispas este vicepreședintele și care se ocupă pe linie de pescuit. Concursurile, aceste concursuri care sunt județene, sunt pe întreprinderi, sunt zonale, sunt naționale, sunt cu participare internațională. Ele sunt organizate an de an pe cornamentul barajului de la Brușoț. Ce e cu această, nu știu, cu această... Omogenă. Deci vreau să vă spun că este apreciat barajul de la Brușoț din acest punct de vedere prin faptul că pe 2,4 km toate standurile care se trag la sorți înainte, practic ele au aceleași condiții. Deci nu sunt mai sus, nu sunt mai jos, sunt drepte, aceleași condiții de staționare, de apă, de vânt, de alte condiții climatice. Asta înseamnă că puteți organiza și competiții internaționale. Da, da. S-au și organizat competiții în care au participat și pescari din alte țări, dar ne bazăm pe programul nostru competițional care este în fiecare an este organizat pe... Vreau să vă spun că s-a făcut concursul anul ăsta prin grija vicepreședintei pe linie de pescuit, concursul pentru copii. Deci a fost foarte frumos, a participat 20-30 de copii la care pe ploaie urâtă și mocănească au stat, au pescuit, bine, au primit plachete, diplome. Pentru ei a fost o acțiune inedită și sperăm să-i formăm în noi pescari de mâine. Anii trecut s-a făcut acțiuni de concurs de pescuit și pentru pensionari. Iar a fost o acțiune foarte, foarte reușită, spunem noi, în care am adunat pensionarii, s-au făcut concursul, s-a făcut după aia ulterior o ieșire, s-au dat diplome, premii. Și pe lângă astea se fac concursuri serioase la nivel de țară, la nivel de zonă, la nivel de județ, de întreprinderi, unde vă spun că patima este foarte mare și concursul ies frumoasă. Și reușită. Apropo de această doamnă, știu că a câștigat de-a lungul vremii ceva concursul, nu știu, ceva campioană. Da, ea a fost de-a lungul timpului a participat și participa aproape în fiecare an la campionatele mondiale. Dacă nu mă înșel, în 2011 a ieșit locul 6 la faza mondială la pescuit staționar. La concursul de pățare de motor a fost campioană, mai participă, acum problemele organizatorice care dânsa le face de motor o împiedică să participe efectiv la concursuri, dar de câte ori poate participă cu plăcere și este una din, mai sunt și din sala, să știți, senioare sau fete sub 23 de ani. Trebuie să le aflăm, să trebuie, să știți. Da, e multă muncă, vă spun, este foarte multă muncă și echipament și timp și bani și e destul de, dacă mergeți o dată la un concurs să vedeți un echipament ăsta complet la unui pescar care participă la competiții, ajunge la 1000 de euro. Incredibil, eu nici nu vine să cred chestia asta, dar văzând și cuantificând fiecare din echipamentul ăla, ajunge la 1000 de euro, nici nu vine să cred. Cred că această chestiune e valabilă și pentru vânătoare. Da, începând de la mașină și la vânătoare. Da, înainte, vedeți, s-a făcut vânătoarea mai simplu, mai arhaic. Se mergea pe jos, se mergea cu căruțele, cu un tractor, cu o minună. E, tehnica a evoluat în ultimul timp. Și prin legea care este mai permisivă acum în ultimul timp, se poate merge la vânătoare, se merge cu jeepul, sunt arme performante, sunt arme cu lunetă, cu super lunetă, cu cristale Swarovski, cu echipamente de detecție a animalelor. Sunt o grămadă de, să spunem așa, echipamente auxiliare care, până la urmă, noi ca și vânători, nu prea le îmbrățișăm din cauza că nu mai devine o vânătoare chiar sportivă. Nu mai respectul față de vânat. Nu mai devine o vânătoare chiar sportivă. Deci, oricum, trebuie să dai șansă și vânatului, pentru că, practic, dacă decimăm vânatul, noi după aia simțim că am atras o mare oprobie asupra noastră. Am o curiozitate și vă rog să mă ajutați.
se spune că după ce vânatul este împușcat, trebuie, nu știu, pusă pe capul vânatului sau nu știu în ce parte a corpului, e o ramură de... Da. Care e explicația? Totdeauna am fost fascinat de chestiunea asta. Deci, când se recoltează două la sfârșitul acțiunii de vânătoare, se face așa numit tablou de vânătoare și se aduce un ultim omagiu animalului care a fost recoltat, respectiv împușcat. Există multe obiceiuri de a omagia pentru ultima oară vânatul la austrieci, la cehi, la nemți, de obicei asta se face cu o mare fală, cu o mare, cum să spun, randoare, și randoare. Se scoate de pe cap pălăria sau căciula sau ce ai, se întonează buciumul, se moaie crenguța de brad în sângele animalului ucis, se ține efectiv, este un tablou care este doar să-l vezi la alte cum să spun, alte țări care, la care vânătoarea... Și vânatul este respectat. Respectat. Este. Deci respectat vânatul, pentru că lupta este cam inegală între vânător și vânat. Aș vrea dreptate. Dar, încoate spun, noi încercăm să menținem proporția normală între indivizii aceia specii, între specii, prin recoltarea doar a cotei de vânat. Acum nu spun că mai avem și probleme cu braconaje, cu Mai sunt braconieri, mai sunt oameni care nu respectă legea din punct de vedere și a pescuitului și a vânătorii. Se organizează acțiuni de pândă, se organizează acțiuni în care încercăm să-i găsim, să-i căutăm, să-i prindem și să încet, încet să ne debarasăm de aceste persoane care nu ne fac cinstea. Acum... Tot timpul vor fi și uscăciuri. Știți cum e? Că pădurea fără uscături nu este. Da. Ideea că, da, eu mă gândesc că dacă sunt organizate astfel de acțiuni, totuși măcar se descurajează. Și știu că, spre exemplu, undeva în sudul țării, problemele cele mai mari în privința braconajului sunt în piscicultură, acolo cu vin, cu plasă, cu mai mari decât în păduri. Este zona de câmpie și accesul este mult mai ușor decât în alte zone de deluroase, de colinare sau de munte. Oricum și noi ne confruntăm cu niște acte de braconaj piscicol în care, efectiv, dacă padeșii noștri care avem angajați special, avem acolo doi oameni angajați care se ocupă special numai de paza barajului de la Vârșolț. S-au confiscat sute de kilograme de pește prinși cu plasa, prinși cu tot felul de instrumente neautorizate. Culmea, nu așa mulți din Salaș, cât vin din Gherla, din Dej, din Bistrița, din alte județe. Și cu atât mai rău, pentru că peștele l-au atât prins, deci atât prins în plasele astea monofilament. Ele sunt niște plase interzise. Plasele vine și pune plasă pe lungime de 200, 300, 400, 1 km. Peștele în momentul ăsta este prins și moare. Deci chiar dacă îl găsești pe om, peștele este prins și nu mai putem să mai îi... Pierderea este deja făcută. Dar împreună cu organele, noi desfășurăm acțiuni de pază cu toate organele abilitate ale statului și cu jandarmeria și cu poliția și cu garda de mediu și cu în fiecare an există un număr de 20, 30, 40 de infracțiuni și contravenții. Părerea noastră de rău este faptul că în judecătorie, deși în legea pescuitului, ordonanța 23/2008, sunt stipulate niște amenzi foarte mari și chiar cu închisoarea, când se ajunge în judecată, deci... Sunt eliberați, e clar, dar de la amenzi de 2-300 de milioane ajung la niște amenzi de 5 milioane, 10 milioane... De legi. Și practic să încurajează această activitate de braconaj, care dacă mă prinde, plătesc 500 de lei și... Mă duc și în continuare. Acum, încă o dată vă spun, noi încercăm să reducem această activitate, dacă pot să spun așa, de braconaj prin toate acțiunile care le desfășurăm.
culmea, deci noi în fiecare an, în fiecare an și anul ăsta, noi am făcut repopularea, repopularea Balașului. Știu că veneați cu cantități. Da, vineam cu tone de pește, de puie, de pește adus ori din zona Ungariei, unde l-am găsit mai ieftin decât la noi, ori din zona Marghita. Deci noi venim, populăm, avem grijă să perpetueze puțin speciile. Este de recunoscut că acum este mult șalău în Balașul de la Vârșor, șalău care a fost populat acum poate 15-20 de ani de zile. Acum să văd roadele de populare de acum 15 ani de zile, când a fost director domnul Gherghei, doamne iartă-l, a făcut primele populări cu șalău. Dar cât acum, poate fi un astfel de exemplar după 15 ani? Acum, bun, acum să nu toate exemplarele sunt mari, dar s-a atins exemplare de șalău și la 8, la 9, la 10 kg. Foarte frumos. Exemplare foarte frumoase. Deci șalău este, după părerea mea, cel mai apreciat pește din sălaj. Și la Piața Neagră, că este și o piață neagră a peștelui, pe care iar încercăm să o descurajăm, să vinde și cel mai scump. Sunt desprins și în acest program de combaterea braconajului sub toate formele, dar oricum aici știu că e complicat, pentru că, așa cum spuneați, dacă o persoană este prinsă, ajunge în instanță, acolo îi se dă amendă nesemnificativă și după două săptămâni probabil că este din nou cu plasa întinsă pe lacul Vârșor sau pe altă. Asta e deja. Mă gândesc că la vânătoare e mai complicat puțin, e mai greu de prins un braconier. Da, este chiar foarte greu, deci ca să poți să-l acuzi de un braconaj energetic, deci de foarte multe ori, de cele mai multe ori, ca să poți să îl dovedești cum ar veni, deci trebuie prins în flagrant. Ori să prinzi în flagrant un vânător este foarte greu. Este foarte greu, terenul este vast, terenul este accidentat, există acum în mijloc de transport, să merge într-o parte în alta, să de pe un deal pe altul. Deci, totuși noi și această activitate de braconaj încercăm să o combatem. Și cei de la poliție, de la birou, arme și muniții sunt alături de noi și de multe ori ei ne semnalează nouă unele cazuri de astea de braconaj. Conlucrăm, ținem legătura între noi și încercăm să reducem cât mai mult aceste cazuri de braconaj care sunt așa o pată pe activitatea vânătorii în sălaj. Deci nu pot să spun că numai în sălaj, că sunt toată lumea asta, dar la sălăjerii noi suntem așa recunoscuți că ne șoam puțin mai liniștiți, mai cinstiți, mai așa. Avem textura asta, de acum nu știu cât o fie de adevărat, dar avem imaginea asta. Da. Bun, luăm o scurtă pauză de publicitate, domnule director, după care vom vorbi și despre animale mai rare, despre lup, sunt curios dacă avem pădurile din sălaj. Avem, din păcate, și Bauer, așa cum spune un deputat de sălaj, Bauer mari, în privința pagubelor provocate de mistreți, în special, care azi ne sună un domn din Bătăcini să ne raporteze, chiar dacă nu se află nu este un fond de vânătoare de care răspundeți, dar măcar ca și specialist o să vă întreb cum vedeți mai astăzi problema asta, toate după o scurtă pauză de publicitate. SCE ProServ Sereleț este aproape în cele mai grele momente cu servicii de înhumare complete. Te putem ajuta să aranjezi înmormântarea în cel mai mic detaliu, oferindu-ți toate serviciile de care ai nevoie, indiferent de confesiune. Contactează-ne când ești copleșit de durerea pierderii celor dragi, eliberează-te de stresul organizării funerariilor. Noi suntem profesioniști de la îmbălsămare, îmbrăcare, cosmetică, transport de la spital și până la toată gama de sicrie, cruci, monumente funerare, flori sau accesorii, batiste, prosoape. Îți oferim cele mai bune oferte din zonă. Asigurăm și meniul pentru pomană în orice localitate din Sălaj. Personalul calificat de la SCE ProServ SRL îți stă la dispoziție inclusiv pentru întreținerea mormintelor, dacă alegi unul dintre cele 12 cimitire pe care le avem în administrare. Vrei să amâni cu câteva zile înmormântarea? Nicio problemă! Noi îți punem la dispoziție camere frigorifice și mașini special amenajate pentru ca toți cei dragi să-și poată lua rămas bun.
Și pentru că dorim să fim și mai aproape de familiile care au nevoie de ajutorul nostru, am deschis un punct de lucru și expoziție și în Nușfalău, intersecția dintre Boghiș cu Nușfalău. Contactează-ne la orice oră la numerele de telefon 0745 899 939 sau la telefon 0260 6765 51. Ne găsești în șimneul Silvaniei pe strada Ion Creangă, numărul 18, zona Liceului Industrial, zinic între orele 6:22. SC îți proțerv SRL, alături de tine în cele mai grele momente. Privește cu încredere spre viitor, făcând alegerea corectă. Facultatea de Științe Economice Cluj-Napoca, Universității Creștine Dimitrie Cantemir. Te așteptăm la una din specializările comerțului, turismului și serviciilor, finanțe, bănci, contabilitate și informatică de gestiune sau la cursurile noastre de masterat. Vei descoperi condiții de studiu la standarde europene și un colectiv didactic de elită format din oameni cu experiență, bine pregătiți profesional. Vital Rope Industrie SRL produce și comercializează frânghi, sfori, parâme și plase. Sunt Luciano Vitale, top manager. Bună ziua, sunt Luciano Vitale, top manager al Corderia Vitale SNC cu sediul în Italia, firmă producătoare de sfori. Din 2011 am deschis o altă unitate productivă în România, cu sediul în Zalău, Vital Rope Industrie SRL, pentru a satisface exigențele tuturor clienților noștri. Sperăm că vom satisface și exigențele dumneavoastră. Produsele pot fi folosite în domeniul nautic, industrial, în construcții, pentru camping sau pentru casă și grădină. Vital Rope Industrie SRL, specialistul în sfori, frânghi, parâme și plase. Calitate superioară la prețuri atractive. Ne găsiți în Zalău, pe Bulevardul Mihai Viteazul, numărul 62, în curte la fosta ICRA. Telefon 0260-620-100 sau la e-mail vitalraup@clicknet.ro. Vital Rope Industrie SRL caută distribuitori. Agenția de turism Avias Transilvania Eurolines. Aici găsiți bilete de avion la tarife avantajoase în România și oriunde în lume. Bilete autocar Eurolines. Oferte speciale pentru vacanțe. Litoral România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Spania, Croația și multe alte destinații. Munte, Balneo România. Programe sociale de odihnă și tratament în stațiunile balneare. Tarife de la 330 de lei per persoană pentru sejur de 7 nopți. Circuite oriunde în Europa. Croaziere la tarife promoționale. Adresa noastră: Zalău, strada Crișani, numărul 4, bloc T159, scara F. Telefon 0260 615 315 0731 378 339. Mes Avias Transilvania Turism @yahoo.com, www.aviastransilvania.ro și e-mail office@aviastransilvania.ro. Am revenit, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, suntem la o nouă ediție a emisiunii Necensurate. Invitatul nostru din această seară este domnul Cristian Crișan, directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălași. Domnule director, discutam despre problemele care sunt și în această activitate foarte frumoasă de vânătoare și pescuit. Să sperăm că vor fi cât mai puțin braconieri și să sperăm în primul rând că legea va fi mai aspră și că va fi respectată. Bun, vreau să discutăm în minutele care urmează despre o altă problemă. Așa cum spuneam și înainte de pauză, chiar dacă nu este vorba despre un fund de vânătoare pe care asociația pe care o coordonați îl administrează, a fost sunat și astăzi inclusiv de către niște localnici din Bădăcini care se plâng într-una că mistreții sunt foarte mulți și că le distrug culturile de cartofi în primul rând și de porumb și că, mă rog, nu se întâmplă nimic. Acum nu știu eu, chiar așa de mulți mistreți sunt care dintr-o dată în ultimii 2-3 ani și ne-au trimis oamenii fotografii, deci chiar tindem să, adică normal că nu ne sună să de dragul de a ne suna, clar că au o problemă. Da, deci fondul de la Bădăcini nu aparține ca și gestiune asociației județene a Vânătorilor și Pescarilor Sălași. Vă întreb ca și specialist. Dar problemele sunt comune, care le avem și noi. Deci,
putem să spunem așa, prin reducerea braconajului, pentru o vânătoare mai rațională, pentru o vânătoare mai echilibrată, populațiile de poți mistreți cresc. Noi avem ca și principală obligație, stabilită prin niște contracte care le avem încheiate cu Ministerul Mediului pe 10 ani de zile, avem obligația, pe lângă de a recolta cota de recoltă și de a asigura o hrană suplimentară a vânatului pe timpul sezonului din 30 octombrie până în martie. De exemplu, la nivelul asociației, deci la nivelul AJPS Sălaj, și în toamna asta și iarna asta până în martie, s-au depus în teren prin depuneri succesive aproape 90 de tone de cereale, porumb, zoaică, grâu, s-au depus aproape 80 de tone de fân, în jur de 18 tone de sare. Bun, deci nu asta merge și dați de mâncare. Noi, efectiv, nu, probabil că și celelalte asociații, nu vreau nici vorbă să acuz. Bun, nu acuzăm, dar, putem de... Dar obligația care avem noi e de a recolta cota și de a asigura hrana suplimentară a vânatului. Dacă populația este în creștere, dacă populația este într-o anumită avans, cum ar veni față de noi, deci neapărat trebuie făcută cota de recoltă. Dacă nu faci cota de recoltă, ești pasibil de a plăti unele prejudicii aduse oamenilor. Pentru că, într-adevăr, oamenii înțelegem, pentru că ești cultivă talalele cu porumb, cu cartofi, cu aia, cu aia și... E munca omului. Dar trebuie să înțeleagă că trebuie, ei, pe lângă toate astea, trebuie să asigure și un fel de pază. Ei se stipulate în hotărâre de guvern, prin care se stabilește cuantumul pagubelor și cum se stabilește cuantumul pagubelor. Deci este o comisie care este făcută din gestionar, din reprezentanța direcției agricole, din agenția de mediu, de la ITRSV, care este prelungirea Ministerului în teritoriu. Comisia asta merge și vede dacă, într-adevăr, omul respectiv care are aceste pagube și-a respectat și el partea lui. Dar lângă lui partea de... La lui partea lui. De cele mai multe ori, oamenii nu sunt despăgubiți pentru că nu cunosc nici legislația, încât ei există o anumită periodicitate, deci în decurs de 48 de ore de la apariția fenomenului. Trebuie să anunțe. Primarul trebuie să constituie comisia. De multe ori comisia ajunge după o săptămână de zile, este tardiv. Deja va să merge acolo și să vede că oamenii sunt păgubiți. O talat de porumb de 10, 20, 30, 50 de ani este la pământ, dar nu se mai respectă condițiile stabilite de către legislație și în acest moment nu se mai pot face despăgubirile. Oricum, există cazuri și la noi și la alții în care am despăgubit populații care le-au fost afectate, de exemplu, și cu, vorbeați de lupi. Da, vreau să întrebam, am curiositate de lupi. Am avut anul trecut o situație în care au fost niște atacuri de lupi, s-au produs niște mortalități în rândul unor turme de oi. S-a mers pe teren, s-a văzut situația, comisia formată din ce v-am spus, s-a stabilit ca noi să despăgubim o parte din acele exemplare de oi care au murit. Lupul nu este, să spun eu, foarte, foarte numeros să l-aș, dar mai avem lup, avem haite de lup care circulă izolat, dar pune merg și mai ales în perioada de iarnă, acolo unde dau atacul se produc și pagube destul de importante, pentru că lupul nu neapărat mănâncă, el mai întâi omoară 10, 15, 20, 30, 40 de exemplare. El omoară în continuare. De mâncat poate că mănâncă jumătate sau un exemplar care după aia anterior. Dar de omorât, de ucis, ucide, pentru că așa este. Da, specific. Bun, domnule director, pentru că timpul ne presează foarte mult, vreau să discutăm și despre un alt aspect. Și presa locală și chiar centrală a relatat faptul acesta, a fost cioban. Și vreau să vă întreb, pentru că mie mi se pare puțin de necrezut chestiunea asta, că ar fi venit șacali să atace turme de oi. Eu știu că șacalii n-au ce căuta aici. Da. Am auzit și eu, deci nu am văzut, nu nici o semnalată de la pădurile noștri de vânătoare.
tot așa semnalamente că ar fi în zona Buciumului, în zona Cizerului, în zona Stârciului, în partea aia, exemplare de șacal. Șacalul nu este propriu pentru la noi în județ, la noi în Transilvania. Șacalul este specie mai mult de sud, în zona dunăreană, în zona... ei practic au venit din Bulgaria. Încet, încet se știe că ei au ocupat o parte și din zona de sud a țării. Dar nu pot să spun că nu exemplare izolate urcă și în zonele noastre. E posibil. Dar la toate evaluările care s-au făcut până acum, evaluările care se fac de oameni competenți și de oameni care știu meseria, nu s-a semnalat existența unor exemplare de șacal. Dar încă o dată vă spun, nu pot să bag mâna în foc pentru așa ceva, pentru că evident, există vorbe, dar până când nu, recoltăm primul exemplar, să vedem dacă este sau nu șacal. Plus că noi nici nu avem cote de recoltare la șacal. Ne fiind o zonă care șacal, ne fiind evaluat șacal, nu ai și cote de recoltare. Deci este chiar destul de dificil să spui că faci rotoare la șacal și te-a pus să faci, dar ne avem cote de recolte, este infracțiune, este contravenție și... Ați avut și alte semnale în baza cărora, nu știu, pe raza județului nostru, în fundul silvic, să fi fost văzute animale care nu sunt specifice zonei în care ne aflăm noi? Știți la ce mă refer? Nu știu, animale... Deci animale mai care nu sunt specifice. De exemplu, a fost întâlnită mai rar, a fost ursul. Deci, bine, exemplare mult mai mici, deci nu cum sunt care sunt în zona de munte și cum ați văzut noastră la televizor că sunt adevărate pagube aduse animalelor sau chiar la oameni, care mor oameni. Dar semnala de și exemplare de urs. Cam prin ce zonă aproximativ? Zona unde suntem limitrofi cu mai mult cu zona de munte, deci în zona Vânătorilor, în zona Fildului de Sus, în zona Buciumilor, în partea aia s-a semnalat. A fost semnalat și zona partea de către Plopiș, de către partea de către Tusa, dar încă o dată vă spun, este atipic. Este atipic pentru noi. Oricum, ei nu pot să provenim pădurile noastre, care nu sunt Traversează, dar ei niciodată nu vor, pentru că au nevoie de mult mai multă liniște și mult mai multe. Deci la noi este foarte accesibilă pădurea, este foarte, cum spun, nu le priește la urși și au un habitat, au un areal care și stabilesc și ceea ce vedeți la televizor, practic, este rezultatul încărcării arealului acestui urs și atunci mai intervin unele probleme cu persoanele. Bun, domnule director, eu mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Nu știu, mi-ar fi tare drag să vin în teren să realizăm o emisiune acolo, să discutăm despre animale, despre acolo, la marginea pădurii. Cred că ar fi foarte interesant. Chiar o să vă invit dacă o să aveți abilitatea, când o să avem niște acțiuni de populare, când o să avem niște acțiuni de punerea în teren a hranei experimentale pentru vânat. Asta fi interesant, să știți. Să vedeți dumneavoastră și partea de care ne ocupăm noi, efectiv, pentru că conducerea executivă asociației, practic, de aceste lucruri se ocupă mai mult, de instalații de vânătoare, de hrănitori, de sălării, de punerea hranei în teren, de asigurarea pazei, de analize, de o grămadă de probleme care noi încercăm să le ducem dar noi trebuie să le facem că le avem prinse în relațiile contractuale care le avem cu Ministerul. În caz că, de exemplu, se constată că noi pe un fond de vânătoare trebuia să punem, conform contractului, să spunem pe un fond 12 tone de hrană. Dacă se constată că n-am pus 12 tone de hrană suplimentară, în acel moment contractul nostru cu Ministerul este reziliat de drept. Da, deci una că nu putem și a doua oară că și avem și conștiința la care trebuie să avem pentru așa ceva. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Cum se spune înainte de vânătoare? Că nu știu, este vreo zicală, domnule director? Există, dar multe, nu? Poate că nu e chiar poate că potrivită să trebuie să asta. Poate că nu e potrivită să o spun acum, dar okay. ceva pe țeavă, așa ceva. Bun. Ok. Mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Doamnă și domnule, mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și în această seară. Vom realiza și un reportaj în teren despre vânătoare. Până atunci să aveți o noapte cât mai liniștită. La revedere.